Și ni se alătură în cele ce urmează discuției în platou Radu Filip, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Vedem așadar că sunt 240 de români care au cerut ajutor și care au nevoie să fie scoși din fâșia Gaza, însă în cele din informațiile pe care le avem până acum, deocamdată nu au reușit acest lucru. Ce demersuri se fac? Așa cum bine ați precizat, peste 200 de cetățeni români și membrii de familie din aflați în fâșia Gaza ne-au solicitat sprijin în vederea evacuării. Noi rămânem în contact permanent cu ei, discutăm în timp real. Din datele pe care vi le pot prezenta, vă pot spune că aceștia sunt relativ grupați și în cazul în care situația o va permite, suntem pregătiți pentru acordarea sprijinului solicitat. După cum știți, trebuie să se îndeplinească mai multe condiții, printre care și părțile să existe coordonare între toate părțile pentru trecerea frontierei, condițiile de securitate din teren să permită trecerea acestora în condiții de siguranță. În momentul în care acestea vor exista, colegii mei de la misiunile diplomatice din Israel, din statele vecine, sunt pregătite să ofere sprijin de care cei care ne-au solicitat evacuarea au nevoie. Din informațiile pe care le aveți în aceste momente, se ține legătura cel mai probabil cu acești români aflați în fâșia Gaza. Au ajuns să ajungă măcar până în acel punct al frontierei, chiar dacă deocamdată nu este permis accesul în Egipt? Ei se află în proximitatea punctului de trecere a frontierei, iar în momentul în care condițiile vor permite, suntem pregătiți prin toate scenariile pe care le avem pregătite, putem să-i sprijinim în vederea trecerii în condiții de siguranță, evacuării în condiții de siguranță. Spuneați despre cetățenii români de acolo din fâșia Gaza că sunt relativ grupați. Ce înseamnă acest lucru? Că formează un grup, comunică între ei și se coordonează pe teren în funcție de realitatea și eventuale modificări ale informațiilor care le parvin. În momentul în care aceștia, să spunem că li se permite accesul să treacă în Egipt, în momentul în care ajung acolo, care este procedura? Cum vor fi preluați sau aduși în țară? Din păcate nu pot intra în aceste detalii, țin de coordonarea noastră, dar pot să-i asigur că atunci când condițiile o vor permite, vor primi tot sprijinul necesar. Ați văzut și dumneavoastră, au existat o serie de informații care au ajuns în presă, potrivit cărora anumiți cetățeni au reușit să traverseze punctul de trecere a frontierei. Informații care ulterior s-au dovedit a nu avea fundament în teren. Tocmai de aceea dânsii sunt la curent și colegii mei de la Oficiul Consular la Ramala se coordonează în timp real cu aceștia. O ultimă întrebare. Dacă vorbim despre cetățenii care au cerut ajutorul, sunt cetățeni care obișnuiau să mai vină în România? Sunt cetățeni care au familii, de exemplu, și doar un membru al familiei venea în țara noastră, celălalt nevenind? Cam ce informații aveți pe acest palier? Din păcate, aceste informații nu le am, dar vă pot spune că vorbim aici de cetățeni români și de membrii de familie acestora care ne-au solicitat sprijin în vederea evacuării. Mulțumesc tare mult pentru...